mecanisme represive în Facultatea de Arhitectură București. Deci, vă mulțumesc mult, bună ziua! Domnul era obiectivul meu și asupra particularităților și intervenției politicului în Facultatea de Arhitectură în primii ani. Cu siguranță că ce s-a întâmplat, la modul general, în sistemul de învățământ superior după 48, probabil că s-a petrecut peste tot cam la fel, dar sunt câteva chestiuni în cazul Facultății de Arhitectură care ies un pic din tipare, lucrurile debutând foarte dur încă din abrupt, să spunem așa, încă din septembrie 44. Chestiunea ar putea fi abordată pe două planuri, discutând de ori cu profesoral pe de o parte și de studenți pe alta, dar pentru că se întrepătrund lucrurile, am să punctez câteva chestiuni cronologic. În primul rând, după cum bine știm, tinerii evrei în timpul regimului Antonescu nu au avut dreptul la a frecventa institutele de învățământ superior, dar cel puțin în cazul arhitecturii și din câte știu și în alte domenii, nu toate, au funcționat niște colegii pe lângă comunitate, aprobate și autorizate. Sigur, nu știm dacă s-ar mai fi prelungit regimul Antonescu, în ce măsură studiile lor ar fi fost recunoscute, nu avem de unde să știm. Arhitectura studiindu-se și atunci ca și astăzi 6 ani, evrei care au frecventat aceste colegii au apucat să finalizeze 2 sau 3 ani. Iată că în 44, în vară, se petrece o primă chestiune foarte interesantă. Dacă admiterea la Facultatea de Arhitectură era vara, în iunie, și în sesiunea din iunie 44 s-au bătut pe cele 50 de locuri aproximativ 400 de studenți români. Imediat după 23, am fost la o lună. N-am reușit încă să detaliez tot contextul. E foarte interesant cum la o lună, după 23 august, s-a luat decizia asta, se organizează o a doua sesiune, unde vin aproximativ 200 de candidați evrei. Și care intră și cărora, multora dintre ei, chiar au fost echivalate studiile celor care au dorit. Și au uitat în anul 3, în anul 4 al facultății, sigur că și în anul 1. Parte dintre aceștia, sigur, marcați probabil, cu siguranță, de anumite suferințe din anii anteriori, au format o avangardă a presiunii comuniste din facultate, mult înainte de înființarea oficială a UDM-ului, UNESD-ului și așa mai departe. S-au remarcat printre ei câțiva și vă dau câteva nume foarte interesante, dar trebuie să mai fac o precizare aici. Subiectul nu a fost cercetat. În general, perioada comunistă în favoarea de arhitectură nu e foarte studiată și cunoscută. Eu m-am bazat pe de-o parte pe documente de la CNSAS, dar care au venit să confirme discuțiile pe care le-am avut cu aproximativ 30 de arhitecți, toți de peste 85 de ani, care încă trăiesc și pe care am găsit, eu am găsit vreo 5. Au fost atât de încântați că pot să spună lucrurile astea pe care nu le-au spus atâția ani, încât s-au anunțat unii pe altul și mă trimiteau la altul din proprie inițiativă. O chestiune fantastică. Și sigur că cele ce o să vi le spun astăzi sunt, în primul rând, versiunea dânșilor, dar confirmate și de foarte multe documente. Dau câteva nume și mă bucur că e și domnul arhitect Budeșteanu, poate pe câțiva i-a și cunoscut. Și dau câteva exemple. În toamna lui 44 și mult timp, până prin mai 49, când s-a terminat războiul, Merico Cimarov, de exemplu, venea la facultate îmbrăcată în uniformă sovietică și în armată. Un mesaj foarte, foarte dur și foarte clar. Un caz interesant Un caz interesant a fost arhitectul Nicolae Chepeș, introdus în anul 3 de facultate. Aici e și o chestiune unde noi astăzi putem spune că a fabulat și a mințit. Cei de atunci nu știau. El susținea că e supraviețuitor al Auschwitz-ului. Știm cu toții că Auschwitz-ul a fost eliberat de glorioasele armate sovietice în ianuarie 45. Sau, eventual, mai înainte, ar fi putut să ajungă în alte lagăre germane. În septembrie 44 nu avea cum să ajungă la Facultatea de Arhitectură din București ca supraviețuitor al Auschwitz-ului. Și sigur că o seară întreagă, o serie întreagă de alte nume, dintre care le amintesc pe cele cunoscute, care au avut și funcții mai apoi și în școală și nu numai, Tiberiu Benedec, Dorian Hart, Nathan Stopler, Nona Florescu și mulți alții. Bineînțeles că nu toți evrei au jucat acest rol, foarte mulți s-au ținut departe de politic și de un activism din acesta feroce. Eu nu discut aici apartenența ideologică, o să vedeți și concluziile la sfârșit, ci modul în care au încercat să impună niște chestiuni, efectiv cu par. Sigur că nemernicia nu are etnie și bineînțeles că au fost și mulți români în situația aceasta. Cunosc puțin Breaslă, Paraschiva Iubu, Sofia Ungureanu, Nicolae Diaconu și mulți alții. O altă chestiune interesantă și iarăși cunoscută și probată și de documente, erau studenți sau tineri asistenți atunci deja în 44, care erau comuniști încă din nelegalitate și sigur că i-au sprijinit imediat pe acești studenți comuniști, Gheorghe Pătrașcu, Porfiriu Macovei, Ascane Vrămian și alții. Evident, lupta de clasă s-a manifestat ca și în celelalte centre studențești, nu o să existe aceste lucruri, doar pe faptul că toate deciziile în primii ani, în 45, în 46, erau dispuse de aceste echipe de șoc, grupuri de șoc. Atât exmatriculările, cât și mărirea unor taxe sau cartelele de candidat, locurile în căminte și așa mai departe. Două vorbe despre corpul profesional. Nu fac o comparație cu alte domenii, nici nu aș fi neapărat în stare, dar în cazul facultății de arhitectură discutăm de un corp profesional la acel moment de elită. Și faima lui, în perioada interbelică, a stat pe urme unor nume precum Constantin Iotsu, Nicolae Nenciulescu, Paul Stanie Șortan, George Simota, Petre Antonescu, Grigore Ionescu, Nicolae Vica Budești, Cincinas, Sfințescu, în 42 fiind invitați și devenind profesori asociați, Octav Recescu, Duiliu Marcu, George Cantacuzino, Richard Bordenache și chiar și Toria Maicu, care s-a prăpădit foarte repede. Mulți dintre ei au fost rapid eliminați, câțiva eliminați politic, cazul Ion Balș, Constantin Iotsu și o să revin, George Cantacuzino, evident cunoscut, episodul 48-56, alții eliminați mai târziu, odată cu reforma învățământului, câțiva cumințiți, să spunem așa. Fac aici doar o scurtă paranteză, doar punctez o chestiune, nu o comentez. Duiliu Marcu și Octav Recescu sunt voci care îi critică, îi acuză că au colaborat, că au fost tovarăși de drum. Nu știu câtă lume cunoaște că Duiliu Marcu avea un băiat în 48 în pușcărie pentru tentativă de trecere la asta frontieră. Bun. Câteva momente, repet, până la anul 48. În aprilie 45, aproape concomitent și m-a surprins coincidența aceasta, pe de-o parte, și nu insist acum, Constantin Iotsu, fostul decan, acuzat și de legionarist și de om al lui Antonescu, de mai departe, sigur că eliminat, arestat în aprilie 45, deținut aproape un an în lagărul de la Slobozia și trece la mustață de Tribunalul Poporului. În aceeași lună are loc un episod foarte straniu în facultate, am găsit supravestitori și mi-au povestit, cel puțin aparent pentru că nimeni nu l-a văzut, s-a reclamat că în sala de festivități a facultății ar fi fost amplasat cordetului Codreanu și s-a făcut o ședință ad hoc de înfirare a legionarilor care începeau să își scoată bolții, fiind inclusiv arestați și e foarte interesant cum a intrat pe fir siguranța sau, mă rog, organul statului, arestație 5 studenți de la arhitectură și ei tot la Slobozia au ajuns, ieșind după aproximativ un an, continuându-și studiile, erau complet nevinovați. Mai fac și aici o precizare. Unul dintre ei era Gheorghe Gheagiu, unanim, așa, la nivelul Breslei noastre, considerat mare turnător în anii 70 și 80. Eu i-am identificat dosarul de rețea la CNSAS. Sigur că e foarte voluminos. Nu cred că există note informative prin care să fi făcut neapărat rău cuiva, dar în orice caz, cei care s-au grăbit să judece și să-i pună această etichetă nu știau cantitatea lui de victimă inițială în 45 și faptul că se șantajau chestiunea asta când l-au rapolat. Iar și o chestie interesantă, participarea studenților de la arhitectură destul de consistentă, câteva zeci, la manifestația din 8 noiembrie. Majoritatea de partea pe care o puteți bănui, dar câțiva din acele grupuri de joc de partea cealaltă. Inclusiv, am o mărturie, Dorian Hart conducea și instiga, dacă vreți, o echipă de muncitori în momentul în care au coborât din camion și s-au implicat în ce s-au implicat. Mărturia mea a oferit-o, tăiește, eu nu știam de existența lui, arhitectul Ion Certan, 93 de ani, fiul lui Stanie Șortan, eliminat din școală în 47 și a avut studiile în 62. În februarie 46, când se încerca o reînființare a Asociației Studenților, iarăși, ideea, pedalez pe ideea legăturii subterane cu organele statului a acestor grupuri. În ziua alegerilor, candidatul opoziției, să-i spunem, al democraților, Radu Patru, e reținut de organele statului câteva ore, cât să nu ajungă la ședință. Studenții au reușit să blocheze acțiune comuniștilor. A apărut seara târziu Radu Patru, l-au ales, dar sigur că foarte repede a fost dizolvată chestiunea. Nu o să fac public numele lui acum, nu știu dacă o să-l fac public înainte să se prăpădească, mă mai gândesc, poate să mă mai sfătuiesc și cu cine trebuie să mă sfătuiesc. În schimb, unul dintre acești activiști de atunci, studenți de atunci, găsit la CNSAS chestiunea, era comisar ajutor în siguranță. Deci, probabil că asta a fost mecanismul în 47. Până la finalul 47, prin urmare, eu am identificat 10 arestări și condamnări între studenți, pe lângă cei 5 internați fără condamnare la Slobozia, aproximativ 20 de renunțări voluntare la studii datorită presiunilor și 30 de exmatriculări. Sigur că lucrurile debutează în forță și se și așează, ca să spunem așa, din perspectiva regimului, după 30 decembrie 47. Povesteau supraviețuitorii atunci când UTM-ul sau, și citez aici, atunci când UTM-ul s-a organizat cu o viteză și eficiență explicabile doar prin preluarea unor tactici îndelung verificate, sau, spunea cineva, a revenit la facultate după 7 ianuarie 48, s-a simțit o altă stare de spirit printre studenți, o senzație de tensiune, de agitație, un fel de fierbere înăbușită care anunța parcă ceva rău în marea familia studenților. Bineînțeles, nu insist, în 48 reforma învățământului și, în cazul facultății de arhitectură, deveniți asistenți, majoritatea, acum absolvenți, nu pentru că intrați în anul 3 sau 4, mă funcționați sau de facultate, majoritatea acestor lideri ai grupurilor de șoc din 44-48. Ca alte forme de presiune în școala noastră, sigur că atunci când a fost închis, de exemplu, Institutul Cultural Italian sau erau arestați cei care frecventau bibliotecile americane și în engleză. În facultatea de arhitectură s-a introdus, era afiș mare la intrare, interzisă introducerea oricărei cărți sau revistă, evident de specialitate, alta decât în limba rusă. E și cazul, ca și arestare pentru acest motiv, a unui mariton care a trecut un an la canal. Și pe chestia asta, mă rog, ulterior, în 53, dar chestiunea e destul de cunoscută, într-un moment de slăbiciune a avut ceva de a face cu prinderea fugarilor de la Carmi, Ion Ioanit și Titi Coșereanu, parcă era cel de-al doilea. Ioanit o și povestește. Da, o și povestește carte. Nu știa el foarte mult de atunci. Adresarul de la CNSAS sau lui Hariton confirmă că a fost cinstit. Și a suferit pentru chestia asta. Altă chestiune interesantă, apropo și de evrei care au fost corecți și și colegiali cu toți ceilalți. În 49, nu știu cum a fost în alte centre universitare, nu am cercetat, dar la Facultatea de Cultură s-a introdus obligativitatea prezenței și în ziua de Crăciun. A fost peste tot. Și iarăși acel Nicolae Chepeș urmărea foarte activ prezența și imediat nota pe cel care n-ar fi fost de bază. Nu. Și de la o co-religionară de-a lui a venit reacția și punerea la punct de la Bina Weintraub, care l-a întrebat pe Chepeș dacă ar trebui să sancționa și tatăl ei, care serba săptămânal sabatul după tradiție, fără să fie dușman al poporului. Termin în 2 minute. Bineînțeles că, trecând și în particularitățile domeniului, s-au modificat temele de proiectare, au fost eliminate toate temele despre care se afirma că ar fi urmărit fie satisfacerea gusturilor și nevoilor claselor parazitare, vile de lux, localuri de noapte, fie obținerea profitului maxim pe baza exploatării, clădire între calcane, blocuri de spectru, locuințe ieftine, exprimând toate ideologia de clasa lui Ghezo-Oșerini, fiind introduse teme, evident, în directă legătură cu ceea ce dorea regimul. Este și momentul, început la 50, când apare în facultate ca și profesor Toria Maicu, unul din principalii promotori ai realismului socialist. Atenție, eu nu critic sub nicio formă curentul, cel puțin în arhitectură, în clasicismul definitiv, ci impunerea modelului sovietic, repet, cu parul. Subiectul poate continua, sigur că eu m-am limitat la anul 53 pentru această comunicare. Foarte multe lucruri în familia de cultură ulterior, studenții au fost implicați în mișcările sau încercările din 56, în 58, în 59, foarte mulți arestați și în următoarea perioadă. În încheiere, am discutat cu cineva din aceste grupuri de șoc, cum vă spuneam, care nu le dorește. Sigur că dânsul motiva apartenența la, sau mă rog, pasiunea pentru regim și avântul care s-au aruncat în chestiunea asta, pe de-o parte, datorită suferințelor îndurate înainte, într-adevăr Antonescu, dar și a unei anumite atracții pe linie filozofică și arhitecturală, putem să vorbim de corpurile produziei. Dar dânsul îmi preciza și m-a amuzat un pic chestiunea asta, dacă nu era de plâns, sigur că noi am spus-o, îmi spunea că sigur că noi ne-am dumilit destul de repede și uite, mulți au plecat în Israel și eu am luat atitudine în 56 și am fost dur criticat, am primit vot de blanc când am spus că e în regulă ce se întâmplă în Ungaria. E, nu i-am dat replica pe care poate trebuia să le dau, că pentru chestiuni de genul ăsta alții au înfundat-o și că ei n-au primit doar vot de blanc. Vă mulțumesc. Pentru dreptate, puneți-l pe Nicolae Diaconu în categoria Ascanio-Damian, nu în categoria altă, pentru că știu bine. Da, să nu greșesc. Ascanio și Diaconu au fost legați și politic, adică Diaconu nu erau. Da. Eu m-am limitat la 53, sigur că e bine să fac precizarea asta. Meritul pentru reprimirea în facultate a multor studenți exmatriculați la un moment dat sau chiar arestați și condamnați după 62, îi revine și lui Ascanio Damian. Domnul profesor Radu Patru.